Această emisiune vă este oferită de Check Bank. Bun regăsit! Discutăm despre antreprenoriat și afacerilor. Astăzi îl avem alături de noi pe Andrei Stanciu, cofondator iFlows, un business care are sediu central, să zicem așa, în Suceava. Și despre modelul de business vom afla mai multe informații, Andrei, în cele ce urmează. Cum arată produsul, cum arată modelul de business și ce problemă vreți să rezolvați? Salutare! Suntem un iFlows este o platformă inovatoare concepută pentru IMM-urile care doresc să-și digitalizeze procesele de business. Noi venim cu un suflu nou, venim cu această abordare de tip SaaS, prin care reușim să facem digitalizarea accesibilă. Cum știi prea bine, acum digitalizarea e la modă și pe partea de administrație publică, unde avem aceste programe de finanțare, dar și pe partea privată. Iar în final, pentru a fi de succes, digitalizarea trebuie să fie accesibilă din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere tehnic. Platforma noastră este intuitivă, poate fi folosită plug and play, iar pentru companiile mari venim cu o soluție mai completă, venim cu analiză, oferim consultanță, un best practice pentru a ajuta să aibă o experiență cât mai plăcută. Și în context ați lansat-o, sunteți o firmă de servicii. Cum a venit ideea de a crea un produs propriu? Da, ca toate tool-urile astea de succes, ea a fost validată. Adică gradul înalt de satisfacție era de așteptat, deoarece platforma a fost folosită ca un tool intern a unei companii de-a noastră de producție de vreo 10 ani, tot a fost testat, a fost finisat și când a ajuns într-o formă destul de avansată, am ajuns la concluzia că poate fi transformat într-un produs de sine stătător și să fie testat în piață. Din păcate, nici în zilele noastre nu sunt foarte multe soluții să ajute antreprenorul, deoarece pentru a gestiona un business cu succes, o afacere, ai nevoie de două abordări. Ai nevoie de abordarea de project management, în care îți organizezi task-urile angajate, și abordarea de business, pe partea de cifre. Și din păcate, nici acum nu sunt foarte multe tool-uri să îmbine aceste două zone. Hai să vorbim și despre echipa voastră. Cine sunteți? Care este structura acționariatului? Și aici mă refer mai ales la cofondatori. Cine sunt? Aveți o complementaritate la nivel de abilități și de experiență? Da, cum ai spus inițial, noi suntem împărțiți în două zone. Avem o parte de echipă în Suceava, o parte în sediul din București. Suntem trei fondatori, fiecare cu task-uri bine atribuite. Eu mă ocup pe partea de dezvoltare, pe partea de platformă, partea tehnică. Ionuț și colegul meu se ocupă pe partea de cifre, este omul în spatele numerelor, iar colega mea, Giulia, se ocupă de zona de digitalizare, de marketing și de relațiile cu clienții. Iar în spate avem cealaltă echipă, face munca grea, partea de development, de testare și suport tehnic. Suntem o echipă tânără, o echipă strânsă, dar suficient cât să ne facem treaba la nevoile actuale. Când vorbim despre digitalizare, tindem să fim foarte generaliști și să discutăm despre digitalizarea business-urilor. În mod concret, cine sunt clienții voștri ideali? Care e piața pe care o țintiți? Din fericire, anul trecut, din feedback-ul adunat de la clienți, am aflat că poate fi folosit în foarte multe domenii de activitate, să nu le numim industrii, în domenii, cu brio în producție, în comerț, în contabilitate, în software development, în orice zonă,
Noi preponderent atacăm partea de producție, pentru acolo e nevoie de mai multe informații. Acolo sunt costurile, au un rol important, timpii de livrare au un rol important, dar acoperim toate zonele. Și ai spus bine, se folosește foarte des cuvântul digitalizare. Cum colega mea Giulia spune de multe ori, corect e să folosim transformare digitală și e o mare diferență între ele, am mai spus de multe ori. Și o vedem și la clienți și încercăm să-i convingem să facă o trecere totală. Pentru că vedem companii, da, folosesc platforma, e foarte bine și apoi ne întreabă, bun, și cum tipărim documentul ăsta? Cum îl luăm și transformăm? Păi, dacă tot facem o tranziție, să digitalizăm totul de la cap la coadă pentru a vedea adevăratele beneficii. Care în final înseamnă productivitate crescută, înseamnă o eficiență mai mare. În ce măsură toate aceste granturi din PNRR pentru digitalizare reprezintă o oportunitate și pentru voi ca business și în general pentru afacerile din România? Există granturi de 20-30 de mii de euro, se pot duce și la valori mai mari, firmele le pot accesa, inclusiv micro-întreprinderile. E o zonă în care voi vă puteți duce? Da, 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 chiar au început să apară aceste cereri pentru proiectul de digitalizare IMM. Ne orientăm să pregătim niște pachete specializate. Dar partea asta, digitalizarea oferită prin granturi, cam trebuie să o faci. Pentru că dacă nu o faci tu, o face competitorul tău și va avea un avantaj asupra ta. Te vei întreba de ce el poate produce, de ce poate vinde la un cost mai mic, de ce are o productivitate mai mare sau a diferite avantaje tehnologice. Noi sperăm să fim acolo sus în alegerea companiilor, pentru că, repet, suntem, targetăm piața asta cu un produs accesibil, accesibil și financiar, accesibil și tehnic. Noi venim cu o abordare nouă, în sensul în care discutăm cu manageri și încercăm să-i convingem că pentru digitalizare completă, mai ales acum că ai granturile și îți permit o sumă mai mare, adaugă-ți toți angajați în companie, nu doar zona asta de marketing, zona de birouri, să le spunem așa. Cam asta e standardul. Luăm doi angajați de la vânzări, unul de la marketing și am cam terminat. Nu. Și sunt cei care duc greu, cei 20, 30, 40 de angajați, ei trebuie adăugați pentru că, de exemplu, Niflows contribuie cu informații vitale în procesul de lucru al companiei. Cum v-ați finanțat până acum, Andrei, și care sunt planurile în ceea ce privește potențialul de a atrage investiții noi pe termen scurt și mediu mai ales, întrucât nevoile acestea de investiții sunt foarte concrete, necesarul de capital e pe termen scurt? Da, într-adevăr, o pondere mare în cheltuieli sunt cele cu forța de lucru. Partea de infrastructură, să spunem că am mai câștigat puțin timp, am ținut un grant de la Amazon pentru partea de infrastructură și am reușit să o migrăm acolo și suntem acoperiți pentru perioada următoare. Iar pentru activitățile zilnice a apărut acum acest grant de digitalizare și încercăm să-l exploatăm la maxim pentru a atinge cifrele dorite, ca apoi să putem ridica o rundă pe măsura așteptărilor noastre. Să știi că am fost surprins să aflăm că apetitul românilor, managerilor, da, a crescut pentru digitalizare. Noi am lansat varianta finală a produsului la finalul lunii decembrie, că am zis că au trecut sărbătorile, ai terminat cu salata beu și ai timp să te ocupi de business, că e o perioadă mai liniștită și cred că peste 50% cred că 60% din vânzări au fost pachete anuale. Asta înseamnă că dacă reușim să vindem în continuare pachete anuale, putem să ne finanțăm, să stăm în acel bootstrapping, până vom ridica o rundă pe măsura așteptărilor. Și pe de altă parte așteptăm și celelalte granturi care urmează să apară pentru companiile de tehnologie. Oportunități sunt numeroase, pe termen mediu, mai ales în ceea ce privește finanțările. Simți că astăzi e mai greu să atragi investitorii din discuțiile pe care le ai cu potențialii finanțatori? Și dacă da, care sunt explicațiile tale ca antreprenor, Andrei?
Din fericire, nu e atât de greu. Noi am avut discuții, apar oferte, apar diferiți investitori care ne contactează. Și e bine, preponderent sunt investitori de afară, sunt foarte multe fonduri de investiții care în ultima perioadă se specializează pe zona asta, Europa Centrală, Europa de Est. Și chiar preferă zona asta de SaaS, zona de tehnologie. Și e bine, e accesibil, doar că fiecare fond își are pretențele lui și au markerii lor de care trebuie atinși, dar nu e greu, mai ales dacă ești un startup tânăr, poți să urmezi pașii clasici, să treci printr-un accelerator, apoi să obții o finanțare de la un angel și ușor să te duci pe un VC într-o fază mai avansată. Noi venim din spate cu experiența din celelalte business-urile noastre, am sărit acea parte și vrem să trecem din zona de startup direct într-o rundă mai mărișoară, sărim zona de angel și de seed. Running, make it stop. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know it's quite alright. I'm talking about good days or bad days, talking about bad days of our lives, talking about good days for bad days that we have. De ce să-ți pierzi timpul când poți să-l regăsești? Intră pe Checkin, magazinul online Checkbank, ca să te bucuri de mai mult timp pentru tine și cei dragi. Ai cont bancar, credit de nevoi personale sau card de credit 100% online cu aprobare pe loc. Checkbank, parte din viața ta. Încercăm să aflăm în cele ce urmează ce înseamnă un model de business de tip SaaS, Software as a Service, și aș vrea să ne împărtășești din experiența ta, Andrei. E tentant acest model de business datorită recurenței veniturilor, potențialului de scalare a afacerii și, prin urmare, investitorii se uită la aceste afaceri și le vânează. Chiar putem spune că acolo unde e o creștere deja demonstrată și o creștere preconizată pe termen mediu, investitorii ajung să se bată pe afacerile SaaS cu potențial de scalare. Cum se vede din perspectiva antreprenorului, acelui care creează un astfel de produs? Ce provocări ai? Așa e. SaaS-ul este la modă datorită garanții veniturilor. Dar partea nevăzută în zona de SaaS este munca infernală. În construcții plouă, vine întunericul, vine frigul, în SaaS muncești câte ziua de lungă și poate și noaptea. Pentru că în final clientul el vede produsul final pe care la bănuții de care îi dă, chiar dacă e o sumă mai mică în zona de SaaS, așteaptă să beneficieze la capacitate maximă de el. Și asta ne ține ancorați. Da, noi ne ajută foarte mult clienți în zona asta de SaaS, pentru că ei îl folosesc, ne împărtășesc experiențele lor, ne dau sugestii, lucrăm împreună și găsim soluții cele mai bune pentru a avea în final un produs bun. În zona de SaaS, în ultimii ani a apărut o tendință pentru zona asta colaborativă, mai ales după ce munca remote a luat amploare. S-a ajuns la concluzia că nu prea poți lucra de la distanță doar cu un telefon și o adresă de e-mail și au apărut aceste softuri pentru muncă colaborativă care au reușit să țină productivitatea crescută sau poate să crească chiar dacă lucrezi remote și nu ești în aceeași sediu. Și de aici și explozie în zona SaaS. Și s-a demonstrat, din păcate sau din fericire, câteodată zona asta de colaborare este peste tehnologie. Cum știm prea bine, acum 10 ani foloseam în mașină o navigație de aia mică, un display mic, apoi le-am băgat în porturi și zilele noastre avem realitate augmentată, display 3D, dar în final înfingem telefonul, pornim Waze-ul și mergem la drum. De ce? Pentru că avem zona asta de colaborare, unde vrem să avem acces la informație fără să întrebăm pe cineva. Și de aici și succesul iFlows. Pentru că noi vrem să dăm informația tuturor, fiecare să-și ia ce are nevoie și în final să mențină ritmul crescut de productivitate în cadrul companiei. Iar dacă revenim la zona de...
Da. Te rog, dezvoltă ideea. Da, și dacă revenim la zona de SaaS, într-adevăr, investitorii curtează această zonă și partea de finanțare reușește să ducă tichete mai ridicate față alte zone pentru predictibilitatea mai mare. Dar, într-adevăr, aici sunt niște criterii de atins, niște venituri recurente. Cine vrea să încerce această zonă, e ok cât timp produsul este validat. Ca fondator, și prea bine este tendința să fii subiectiv, să crezi în produsul tău la infinit, fără o validare a pieței, e complicat, chiar și în SaaS. iFlows este un business creat în România cu potențial de internaționalizare. În acest sens, care e strategia voastră de creștere? Încercați să cuceriți piața domestică și apoi să vă extindeți spre alte țări? Este iFlows un startup născut global, o afacere care targetează, țintește clienți din alte țări încă din acest moment? Da, din fericire, noi, împreună cu ceilalți cofondatori, am făcut partea asta de antreprenoriat de mult timp și am trecut prin etapele de care am avut nevoie. Iar acum putem sări peste business-ul ăla clasic, unde ai mai mult un loc de muncă decât o afacere, și vrem să transformăm iFlows direct într-un produs global. Vrem să-l finisăm în piața din România, pentru că aici e o provocare și birocrație e mare, trebuie foarte multe funcții, foarte multe cerințe. Și ușor să-l pregătim pentru extern. Am participat la numeroase târguri în anul 2021, târguri fizice, pentru a lua feedback brut de la vizitatori, și am avut vizitatori din țările vecine și cu toți erau încântați când ajungem. Noi suntem pregătiți, mai avem câteva reglaje și cu siguranță, dacă nu în finalul acestui an, în Q1 în 2024 vom ieși în țările învecinate. Ce înseamnă să crești un startup și o afacere de succes, pentru că aveți în spate business-uri care sunt deja validate, și ce înseamnă să dezvolți o afacere inovatoare dintr-un oraș secundar din țară, să spunem așa? Vedem mai multe orașe emergente, printre care și Suceava, emergente din punct de vedere economic și antreprenorial. Voi sunteți acolo și am văzut în ultima perioadă tot mai multe echipe IT, din, nu doar din orașe mari, precum Iași și Cluj, ci și din Suceava. Cu ce provocări vă confruntați? Care e perspectiva pentru o astfel de afacere născută în comunitatea voastră? Din fericire, noi mereu am lucrat la nivel național cât și global prin intermediul celorlalte companii și n-am avut acele blocaje ale companiei locale unde n-ai acces la o diversitate de clienți, de business-uri, să poți să te inspiri, să iei informație. Dar o posibilă problemă, dacă operezi dintr-un oraș mai mic, să spunem în zona de recrutare, da? Cu toate și acum. Acum, cu moda asta de lucruri la distanță, nu mai este un impediment, poți să lucrezi în Suceava, să lucrezi, să recrutezi în orice țară. E bine, dar noi simțim așa că suntem jumate București, jumate Suceava, și ne ajută foarte bine pentru că avem echipa de acolo care ia informație de la companiile din zona respectivă, echipa de aici, și ne completăm perfect. Iată multe transformări pe piața de resurse umane din perspectiva antreprenorială, și aici vorbim mai ales despre domeniul IT și suntem abia la începutul anului. Andrei Stanciu, cofondator iFlows, îți mulțumesc pentru dialog. Mulțumesc și eu. Celor care ați fost alături de noi, de asemenea, mulțumiri. Spor în afaceri, o zi bună tuturor!
Această emisiune v-a fost oferită de Check Bank.